Să citim din capitolul 2, de la mijlocul cărții, capitolul 2, a cărții prorocului Habacuc. Degeaba vă spun pagina mea, că am o altă ediție, undeva pe la 960-70, trebuie să fie în părțile. 902, mulțumesc. Habacuc, capitolul 2, primele trei versete, aș vrea să citesc. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă, căci va veni și se va împlini negreșit. Amin. Dați-mi voie să spun o rugăciune și fiecare să ne închinăm Domnului în duhurile noastre. Acesta este cuvântul Tău, Doamne. Și noi ne închinăm în fața Ta și recunoaștem că suntem doar niște oameni, dar Tu ești Dumnezeu, care stăpânești peste întreaga istorie, universul în totalitate. Și Te rugăm să ne vorbești și astăzi prin acest cuvânt. Îți mulțumim pentru Sfânta Scriptură, care ne învață, care ne sfințește mintea, care ne îndreaptă căile noastre și Te rugăm să ne vorbești și să ne încurajezi pe fiecare și să-i vorbești fiecăruia dintre noi în modul potrivit. Doamne, dă-mi și mie inspirație de la Tine de sus, să nu vorbesc niciun cuvânt de la mine. Și ajută-mă să mă pun la dispoziția Ta, Duhule Sfânt, și Tu să mă folosești spre zidirea Bisericii, miresei Tale sfinte, și spre unitatea noastră, și spre propășirea relației noastre cu Tine, chiar și în vremuri de criză. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, Ție Tatăl nostru, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Doar două cuvinte un pic despre mine. Chiar dacă arăt chinez, vă asigur că nu sunt. Sunt din Rusia, din Siberia, de la capătul continentului, din Republica Iacutia. Acolo l-am cunoscut pe Domnul și în 94 am fost chemat de Dumnezeu să studiez în România, în Oradea, la Institutul pe vremuri Biblic Emanuel, acum Universitatea Emanuel. Acolo am cunoscut-o pe soția mea, Dana, ea este din Banat, din Fruncea Țării, așa că... Și după ce am terminat împreună colegi, fiind la Emanuel studiile, am plecat înapoi în Siberia, 10 ani de zile prin voia lui Dumnezeu am slujit acolo. Acolo am devenit păstor într-o biserică baptistă, practic în biserica mea, mama, unde l-am cunoscut eu pe Domnul. După 10 ani de zile și după ce Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acești doi copii, cei doi copii ne-am întors în țară, în România, și am slujit timp de 7 ani, trei biserici, una după alta, în județul Hunedoara. În 2016, Dumnezeu ne-a chemat să fim aici slujitori, în Spania, în Barcelona, Biserica Baptistă, și o perioadă am slujit acolo, după care Domnul a hotărât altă perioadă în viața noastră. Și printr-un concurs de evenimente am ajuns să cunosc pe unul dintre frații dumneavoastră și dânsul m-a chemat să slujesc după masa aceasta. Mulțumesc Domnului pentru această întâlnire și sper să vă pot fi de folos în următoarele câteva momente. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți martori la o nedreptate strigătoare la cer? Nu-i greu, mai ales în Spania, mai ales aproape de Sitges. Dar nici în Barcelona. Care v-a fost reacția? Cum și pentru ce v-ați rugat atunci, dacă ați avut timp să vă rugați? Mie mi s-a întâmplat odată de Crăciun.
Am mers în colindă cu frații din biserică și vizitam pe unii pe alții. Am terminat de colindat într-un loc, la o familie, coborât pe scări și ne-am dus pe trotuar. La un moment dat ne depășește o pereche, un băiat și o fată. Și băiatul ținea pe fată așa după cap. Și vedeam eu că ceva nu-i în regulă între ei. Era destul de obraznic băiatul. După ce i-a schimbat câteva vorbe destul de dure, a mai și început, așa în fața mea, la un metru jumătate, să o lovească direct în față și să o tragă de păr. De Crăciun. În noapte de Crăciun. În ajun. Eu am oroare de asemenea chestii. Eu nu mă pot stăpâni. Nu am avut timp, efectiv, să mă rog. I-am separat așa gingăș, cât de gingăș am putut. El a aterizat în gardul viu de lângă. Fata o luită și uita la noi, nu știa ce s-a întâmplat. Dar am reacționat că nu am putut să fac, să sufăr o asemenea nedreptate. Timpul nu-mi permitea să mă rog întâi și să mă gândesc, să văd ce să fac, ce îmi zice Domnul. Erau și frații lângă. L-am liniștit acolo frumos și ne-am continuat colindă mai departe. Ce are asta de a face cu Habacuc? Habacuc, prorocul Habacuc, slujitorul Domnului, se afla și el într-o situație asemănătoare, mult mai gravă, de care v-am povestit. Ceea ce el vedea în jur, în țara lui, era mult mai grav. Cuprindea tot poporul. Uitați-vă la începutul cărții, prorocie descoperită prorocului Habacuc. Până când voi, nu zice spune, sau până când mă voi ruga, zice, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Care era plângerea lui? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia, adică violența, se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceava. De aceea legea, Tora, cuvântul lui Dumnezeu, spune el, este fără putere, în sensul că nu se împlinește cei mari, în a căror datorie este acest lucru, nu reacționează, nu pedepsesc pe cei care fac asemenea păcate și dreptatea nu se vede. Căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Iată în ce stare se afla și se frământa prorocul Habacuc. Un prieten de-al meu spune, deseori se încurajează, este și el păstor și nu are viață ușoară, este păstor în Rusia. El zice, întotdeauna mă încurajez singur în felul acesta. Îmi spun, nu va fi mereu așa. Când e rău, nu va fi mereu așa. Când e bine, la fel zice, nici așa bine nu o să fie tot timpul. Acum, asta e un truc așa psihologic, dar să vedem ce zice Scriptura și care era contextul în vremea lui Habacuc și în cartea aceasta. Prorocul Habacuc a slujit în același timp cu profetul Ieremia. S-a intersectat în timp slujirea lor. Cartea aceasta el a scris undeva înainte de anii 600, înainte de căderea Ierusalimului. Amândoi acești proroci ai Domnului au chemat poporul Israel la pocăință. La pocăință pentru idolatria în care ei au căzut și goană după bogățiile tot mai mari ale acestei lumi, pe care încercau să și le adume. Problema nu era că ei câștigau bani, avuții. Problema era că o făceau pe seamă celor săraci și simpli. Erau multe nedreptăți acolo. Nedreptatea aceasta socială și mândria conducătorilor evrei care erau obligați de Dumnezeu prin cuvântul său să împartă dreptatea în popor, toată această situație era ținta principală a mesajelor
acestor proroci. Dar la Habacuc, nu vedem în carte că el se adresează poporului. În cartea Habacuc vedem un fel de jurnal spiritual al prorocului. Și el se întreabă, stă și vorbește cu Dumnezeu. Doamne, asta mă frământă. Uită-te ce se întâmplă în jur. Tu unde ești? Ce faci? De ce ești absent? Nu vi s-a întâmplat niciodată așa? Să ți se întâmple o nedreptate, să aștepți și tu cât un pic așa până se implică Domnul și Domnul să nu se implice. Să nu se vadă o judecată dreaptă a lui Dumnezeu și un cuvânt al lui. Așa era trăirea lui Habacuc. Mai mult, nu numai că în poporul Israel erau probleme. Poporul Israel, din punct de vedere geografic, se înfla mereu în istoria lor, deși era un pământ promis și țara a laptelui și a mierii, se afla mereu între Nicovală și Ciocan. Nu numai că acolo se intersectau drumuri comerciale foarte importante între diferitele regiuni și zone, dar se și aflau niște puteri militare și politice mari. La sud era Egiptul, o civilizație și o țară puternică. La nord era Asiria, care deja biruise împărăția de nord și Samaria căzuse. La nord, est, erau babilonenii, despre care e vorbă și în cartea aceasta. Și la vest îi aveau pe filisteni, care tot mereu erau în coasta evreilor, și Marea Mediterană. De multe ori în istoria sa, Israelul se afla între aceste puteri concurente care se luptau pentru influență și între ele. Dumnezeu le cerea credincioșie poporului său și dedicare exclusivă, fără idoli, fără alte speranțe, fără armată. Împărații izraeliți aveau o poruncă clară, să nu ai mulți cai și multe neveste. Despre neveste era problemă că haremul trebuia ținut cu multe bogății. Și de asta li era interzis tocmai aceste lucruri. Bogățiile mari și armată puternică. Cai pe atunci erau ca niște tancuri în vremurile războiului, al doilea război mondial. Azi nici tancurile nu mai prea sunt. În fine. Ei, Dumnezeu le cerea credincioșie și în schimb le prometea, eu voi fi grănicerul vostru. Eu vă voi păzi granițele, eu vă voi păzi poporul, eu vă voi da belșug în câmp și în familii. Voi fiți pocăiți. Voi fiți credincioși mie, împliniți cuvântul meu. Și Dumnezeu, care i-a scos cu atâta putere din Egipt prin minuni, care a umilit, practic, fiecare zeu al Egiptului pe rând, începând de la Nil și până la Faraon, putea să îi protejeze și în țara promisă. Ca să înțelegeți și mai clar, Israelul se afla între marele puteri care tot timpul se ciocneau și loveau și Israelul, exact cum era și este România, între diferitele părți. Ba, la un moment dat, între Bizanț și Turcia, și turcii veneau și măturau tot și prin Rusia pe drum. Ba, după aceea, Austro-Ungarii și Imperiul Rus. Tot mereu era lovitură. Știu, am prieteni mulți, a căror bunici și străbunici la școală învățau, nu românește, și nu învățau poeziile lui Eminescu, învățau ungurește. Ei, după aceea a venit Uniunea Sovietică și a măturat din nou România. Și de atâtea ori și România și Polonia sufereau din cauza vecinilor mai puternici. Ei, cam așa era și poporul Israel. Să ne întoarcem la prorocul Habacuc un pic mai concret. Înainte de slujirea lui activă, au venit egiptenii în Israel și le-au omorât împăratul. Și au instalat acolo un alt împărat și o nobilime pe care ei au manipulat. Deci, Egiptul și-a extins zona de influență peste Israel. Asta nu le-a convenit prea mult la babilonei. Între Egipt și babilonenii la nord, cam pe unde Irakul de astăzi,
aveau tot timpul aceste ciocniri și tensiuni și babilonenii devineau, pe timpul lui Habacuc, tot mai puternici din punct de vedere militar și căutau să recâștige zona de influență până spre Israel. Cartea stă din 3 capitole și numai 56 de versete. Și am putea spune, cum ziceam mai devreme, este într-adevăr un jurnal spiritual. Haideți să privim în el cum discută și despre ce discută Habacuc cu Domnul în vremurile acestea grele. În capitolul 1 și 2 vedem strigătul disperat al lui Habacuc la Domnul pentru intervenție. Doamne, ai milă de poporul tău. Până la urma urmei, tu vezi câtă nedreptate se întâmplă. Tu vezi că ți este călcată legea. Tu vezi că cei săraci suferă și îi asupresc cei bogați. El se rugase o vreme, dar nu îi vine răspunsul. De aceea cartea începe cu acest strigăt, până când, Doamne? Și nu e o singură dată în Scriptură acest lucru. În plângerea următoare, în capitolul 2, după ce aude de la Domnul că Babilonul va ataca Israelul, adică Dumnezeu îi spune, va fi mai rău, nu va fi tot așa, va fi ba mai rău. După ce aude Habacuc această veste rea, prorocul plânge pentru poporul lui. Nu numai că Israelul este corupt și în decădere spirituală și morală și merită judecata lui Dumnezeu, vor veni și babilonenii care sunt și mai mulți, și mai violenți, și mai idolatri, și mai căzuți în păcat, și mai plini de nedreptate. Iar Domnul spune că întâi cel neprihănit totuși va trăi sau va supraviețui prin credință, e o afirmație foarte importantă pentru Habacuc și întreaga Scriptură, cel neprihănit va trăi prin credință și în al doilea rând că Domnul va distruge Babilonul de asemenea. Îl va folosi ca să-l pedepsească poporul, dar îl va pedepsi și pe Babilon pentru idolatria lor. Faptul că îi va folosi Dumnezeu acești păgâni nu înseamnă că îi și aprobă, că le acceptă păcatele lor. Dimpotrivă, acest lucru spune că Dumnezeu controlează pe toți și pe toate, orice națiune, și va pedepsi sever chiar și pe babilonieni. Ei aveau niște cetăți care la vremea lor erau, se credea că ar fi imposibil să fie cucerite. Pereți înalți, lați. Și de ce spun pereți? Nu numai un singur rând de pereți. Erau două. Și între ele două erau apă multă. Nu prea crede nimeni că este posibil să-i cucerești. Erau atât de mândri și îngânfați încât oriunde mergeau, își făceau planurile lor și cucereau mai totul. Unii presupun că în momentul în care Nebucadnețar, în cele din urmă, a distrus Ierusalimul, știți câți ani avea? Presupun unii comentatori că avea doar 19 ani. Și aia ce s-a făcut în Ierusalim, el a făcut trecând înapoi spre casă. A cucerit Egiptul, i-a biruit pe toți egiptenii acolo, avea loc o bătălie importantă și au venit la urechea lui știrile că Israelul nu vrea să plătească taxe. Și în drum spre casă a asediat Ierusalimul, s-a odihnit o țări la jumătate de drum, a distrus Ierusalimul, a luat nobilimea și spuma societății evreiești și i-a dus în Israel împreună cu el. Așa și începe cartea Daniel. Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnețar poporul său. Așa începe cartea Daniel. Ce putem concluziona pentru o concluzie acum, în momentul intermediară pentru noi acum? În primul rând, Dumnezeu îi judecă pe ai Lui. Pe noi ne judecă Dumnezeu întâi. Așa spune și Apostolul Petru în capitolul 4, la sfârșitul primei sale epistole,
Căci noi stăm, suntem în clipă când judecata stă să înceapă de la Sigis. De la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Ei sunt puternici, bogați. Unii chiar cred că ei conduc lumea în iluzia, în care, în minciună în care i-a atras Satana, dar Dumnezeu îi stăpânește și pe ei. El este împăratul împăraților. De aceea spune Scriptura în felul acesta. De aceea Psalmul 2 spune că Dumnezeu stă în ceruri și ce face când împărații acolo se sfătuiesc? Râde și își bate joc. Atâta îmi place traducerea Cornilescu când spune că își bate joc de ei, de planurile acestor împărați. În primul rând, deci putem trage o concluzie din această carte pentru noi, că El judecă pe ai Lui, apoi pe ceilalți. Nu suntem noi scutiți de sfințenia lui Dumnezeu și nu putem mitui pe Dumnezeu. Eu-s botezat. Ba eu am asta, ba eu am slujit, ba eu-s păstor. Continuă apoi apostolul, prorocul Habacuc și trimisul lui Dumnezeu pentru noi și pentru poporul Israel în felul acesta, în capitolul 3. În capitolul 3 este o altă rugăciune a lui Habacuc. O altă parte a acestui jurnal spiritual. În acest capitol, el se roagă și spune astfel, rugăciunea prorocului Habacuc, dar este, era folosită în închinarea lor, decântat în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Fiți atenți ce fel de răspuns primește el la rugăciune. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta, asta e miezul rugăciunii lui din toată cartea, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Adică, cu alte cuvinte, știu, Doamne, voia ta nu o poate opri nimeni. Planul tău se va îndeplini. Judecata hotărâtă de tine se va răsfrânge asupra noastră tuturor, spune el. Dar, așa cum a făcut și Moise și mulți alți oameni ai lui Dumnezeu, în mânia ta, adu-ți aminte de îndurările tale. I s-a întâmplat vreodată să simțiți că Domnul e foarte atent asupra ta. Și spune, ai, nu-i bine. Și să simți pe buzunar și să simți de la volumul discuțiilor din casă sau să simți la servici sau să simți pe stradă mustrarea Duhului în viața ta și îți spune, nu-i bine asta. Și tu spui, da, Doamne, mă pocăiesc, așa sunt și după aceea ce adaugi? Ai, Doamne, milă de mine. Așa spune și Habacuc, ai milă de mine. Continuă rugăciunea lui și el spune acolo, înaintea ta merge ciuma și moliu, mă calcă pe urmele lui, se oprește și măsoară pământul cu ochiul și privește și face neamurile să tremură, munții cei veșnici se sfarmă, dealurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Și multe alte exemple. Amintește de faptul că se stinge ca un bec stricat, soarele și luna. Că râurile Dumnezeu le oprește și le întoarce cum vrea El. Tu cutreieri pământul, versetul 12, în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. De ce spune El toate astea? Pentru noi sună ca o apocaliptic, foarte dur. Ca să recunoască din nou că Dumnezeu stăpânește peste tot pământul. Stăpânirea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El rămâne mereu pe tron. Și foarte interesant de observat, de la versetul 8 la 15, rugăciunea lui Habacuc aduce aminte de toate evenimentele din vremea Exodului. Vă aduceți aminte de râul din Egipt? Când Nilul s-a prefăcut în sânge. Așa Dumnezeu a umilit zeul lor, ei au zeificat Nilul. Și l-a făcut tot un sânge pe acest zeu, Domnul nostru.
Și apoi altă, și altă, și altă. Urgii care foloseau natura. Egiptenii se împredeau mult în natură. Și Dumnezeu le-a arătat. Acolo vă încredeți, acolo vă zic, ăștia au putere. Vă arăt eu ce înseamnă putere. Dar mai mult, chiar dacă face referire la trecutul poporului Israel la exod, după aceea el spune de speranța unui exod viitor. Practic, descoperirea Domnului pentru Habacuc este despre un exod viitor, despre salvarea poporului lui Dumnezeu în viitor. În acel exod viitor, Dumnezeu va sfârâma acoperișul sau liderul casei celui rău. Versetul 13. Ești ca să izbăvești poporul tău, să-l izbăvești pe unsul tău, sfarimi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până la vârf. Și va birui răul din lume astfel, Domnul nostru, iar pe cel credincios îl va salva, așa cum i-a salvat pe cei aleși din Egipt, din robie egipteană. Și apoi ajunge la concluzia cărții sale și a discuției acesteia cu Domnul. Hai să vedem din nou. A auzit Habacuc? Stai liniștit, Habacuc, las că vină, imediat rezolv toată situația. Te scot pe tine cu dreptatea, tu ești cel mai bun, pe ăștia sunt cei mai răi, pe ei îi pedepsesc, pe tine te înalți. Nu. Nu așa a auzit Habacuc. Poate sună simplist, dar lasă să înțeleagă și copiii. Știți că ei așa vor. Nu, eu nu sunt vinovat, numai el. El a făcut. El. De multe ori evrei credeau că dacă au templu în Ierusalim, dacă au Sfânta Sfintelor, dacă au cele tăblițele cu cele 10 porunci, Dumnezeu e obligat să ne păzească deși de unii și de alții. Nu. Dumnezeu îi spune, și tu vei fi pedepsit, căci n-ai ascultat de cuvântul meu. Dar îi voi pedepsi și pe ei alții. Sfințenia lui Dumnezeu este obiectivă. Adică nu e pentru tine schimb legea, pentru alții aplic legea. Nu. Legea lui Dumnezeu și cuvântul lui sunt veșnice, ele rămân. În concluzie, doar 3 puncte aș vrea să vă las. Și dacă rămâneți cu acestea 3, e foarte bine. Întâi, Dumnezeu va judeca lumea, iar judecata va începe cu biserica lui. Dacă împlinește Scriptura și păstrează credincioșia, Dumnezeu va judeca lumea. Când și cum a hotărât El. În al doilea rând, cel neprihănit va trăi prin credința lui personală în Domnul. Această frază este unic Habacucul, pentru că este citat de Apostolul Pavel și Evanghelia însăși stă pe această afirmație. Noi suntem îndreptățiți nu prin fapte, nu prin lege, ci prin credință. O citează și autorul epistolei către evrei, dar fiți atenți cum o face. Evrei 10 cu 38. Chiar aș vrea să-l vadă frații. Evrei 10 cu 38. Și întreaga adunare. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Ăsta e citatul din Habacuc. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Să știi că Dumnezeu va judeca lumea. Și stă să înceapă, cum spune Petru. Dar dacă ai credință vie, activă și reală în viața ta, în inima ta, cu Domnul, în Domnul, în crederea ta în Domnul, vei trăi. Și în al treilea rând, în vremuri grele, în vremurile grele pe care le trăim, bucuria și puterea pe care o putem avea, le ai și le putem avea doar în Domnul care te întărește. Și cu această concluzie vreau să închei și eu. Versetele 17 și 19, până la 19, chiar așa spun, căci chiar dacă frigiderul va fi gol și chiar dacă contul meu în bancă va fi în minus și mașina mi se va strica și nu voi ajunge încă câțiva ani de zile în România înapoi să-mi văd bunicii,
Și chiar dacă voi ajunge în spital, parafrazez, vă dați seama, eu tot mă voi bucura în Domnul, aici n-ai cum să parafrazez. Căci mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul, Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Pe înălțimile mele, care mă aparțin mie, acolo unde vrea Dumnezeu să ajung. Doar El mă poate întări. Dumnezeu va judeca, dar dacă ți-a dat credință, întărește-ți-o prin cuvânt, prin părtășie cu frații, prin slujire, întărește-ți credința ta și astfel puterea ta, bucuria ta va crește dacă te vei agăța tot mai mult de Domnul. Curios este faptul că Habacuc nu a fugit de Dumnezeu. Astăzi cei mai mulți fac așa. Câtă nedreptate e în lume! De ce să crezi într-un astfel de Dumnezeu? Păi dacă nu mi-a ieșit salarul cum am vrut, de ce să mă mai rog Domnului? Spun unii. Habacuc a auzit, familia ta va fi judecată, neamul tău va fi judecat. Și el nu a zis, apoi mă duc la Babilon să slujesc pe ei. Doamne, dar vreau să înțeleg, de ce faci asta? Dumnezeu zice, eu sunt împăratul împăraților. Dar ți-am dat credință, ți-am dat cuvântul, ți-am dat barca aceea salvatoare, stai în ea, întărește-te în relație cu mine. Și așa face Habacuc. Stă de strajă și caută să înțeleagă. Cel ce caută să înțeleagă voia lui Dumnezeu, acela o va înțelege. Care are o inimă deschisă pentru cuvântul lui, oricare ar fi acela, îl va și primi. Când te duci astăzi în seara, nu vă cunosc, nu știu care sunt frământările, care sunt problemele. Când ajungeți în seara acasă, luați o foaie în inima voastră sau chiar o foaie reală. Semnați-o și spuneți tot ce va fi deasupra, împlinesc. Cred că majoritatea aceasta dintre dumneavoastră ați și făcut-o când ați mărturisit pe Domnul în pocăință și apoi în botez. Tot ce vrei Tu, Doamne, voi împlini. Ajută-mă să-mi păstrez credincioșia. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Amin.